Un interpret de manele care este cunoscut sub numele de Ionuț, prințul Banatului, pe numele său real Ionuț Zaharia din județul Mehedinți, a fost prins la Timișoara în timp ce conducea un autoturism după ce consumase droguri. Conform știrile ProTV.ro, polițiștii au descoperit și că mașina la volanul căreia se afla nu era înmatriculată. Interpretul de manele a fost depistat în timpul unei razii a IPJ Timiș cu ocazia desfășurării unui festival, potrivit News.ro. La data de 12 iunie 2022, în jurul orei 21:55, polițiștii secției 4 din Timișoara au oprit în trafic pe calea Torontalului un autoturism condus de un bărbat de 33 de ani. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că acesta avea autoturismul nenmatriculat. Bărbatul a devenit agitat, fiind imobilizat, încătușat și condus la sediul secției, unde a fost testat cu aparatul drug test, care a indicat valoare pozitivă la cocaină, fapt pentru care a fost condus la spital în vederea recoltării probelor biologice, transmite IPJ Timiș. Bărbatul, depistat de polițiști, este interpretul de manele cunoscut sub numele de Ionuț, prințul Banatului. Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru conducerea unui autovehicul sub influența substanțelor psihoactive și conducerea unui autoturism nenmatriculat, potrivit știrile ProTV.ro.